Sâmbătă s-a disputat pe stadionul Parc Arena din Parcul Regina Maria finala Cupei României la fotbal Faza pe Făgăraș. Cele două finaliste, Partizan Ilen și Oltul Făgăraș, au oferit un meci palpitant, cu multe răsturnări de scor. După terminarea celor două reprize regulamentare, în care ambele echipe au ratat cât pentru două meciuri, scorul a fost egal, 1-1. Au urmat două reprize de prelungiri, la fel de tensionate, cu răsturnări de scor, ratări incredibile, dar și goluri spectaculoase. În final, Oltul Făgăraș a fost mai norocoasă și a reușit victoria cu 3-2. Golul victoriei fiind marcat cu un minut înainte de fluierul final. Pentru a accede în finală, cele două echipe s-au pregătit cu multă ambiție. Păi, e o încununare a unei munci, început acum 3 ani de zile. Sperăm din suflet, dorim foarte mult să câștigăm finala aceasta. Parcursul a fost foarte greu, dificil, competiția se desfășoară în cursul săptămânii. Dar într-un final a ieșit bine, suntem în finală, ne bucurăm foarte mult. Băieții sunt foarte, foarte motivați. Pentru fiecare dintre ei e o performanță, n-au mai ajuns la acest nivel niciodată și eu cred că e o sărbătoare în cadrul clubului nostru. Pentru a ajunge până aici, Oltul Făgăraș a reușit să elimine 5 echipe în meciuri captivante. Ne bucurăm și avem emoții, cred că mă înțelegeți. Am eliminat 4 echipe, asta ar fi a 5-a dacă om avea noroc și sperăm să-l avem. Ne dorim mult, să vedem. Jucătorii sunt pregătiți? Da, 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 foarte mult, a făcut pregătire și sperăm să ne respectăm unii pe alții și să fie bine. La fel s-a întâmplat și cu Partizan Ilen, echipa la fel de meritoasă, chiar dacă a pierdut finala. Deci avem onoarea să jucăm finala zonei Făgăraș a Cupei României, o competiție pentru care respectat-o și respectăm continuu. Nu vadă că am făcut și efortul materiale și timpul, miercurea, duminica, meciuri, a fost destul de greu. Ne-a respectat blazonul și am ajuns în finala zonei Făgăraș. Am mai avut câteva tentative înainte și ne bucurăm că sperăm acum să încurunăm cu un succes. Dacă se poate, dacă nu, ne continuăm. Jucătorii sunt pregătiți, au emoții, s-au antrenat? Au emoții. Pregătire ca la nivelul nostru. Când ne întâlnim duminica, am avut un mare avantaj că am jucat miercurea, duminica. La rând și au contat treaba asta, pregătire și dar și cheltuială de efort și material a fost. Cei peste 300 de spectatori au gustat fiecare fază cu sufletul la gură și au trăit fiecare moment al jocului cu multă pasiune. Un număr atât de mare de spectatori nu s-a înregistrat de mult timp pe stadionul din Parcul Regina Maria. În consecință, cel mai important eveniment din lumea fotbalului făgărășean a fost un succes, iar jucătorii ambelor echipe au demonstrat că în zona noastră, fotbalul de bază, unde activează 26 de echipe, are un nivel ridicat și se poate bate de la egal la egal cu oricare altă zonă din țară.